Cea de-a treia ediție a Festivalului Național, domnul Bondoc, cumva creșteți de la an la an, am putea spune, și prin numărul participanților și prin complexitatea lucrărilor și de data aceasta și prin teme, pentru că comparativ cu anul trecut sunt mai multe teme. Corect, este o îmbinare a temelor cu infrastructura turistică pe care o dorim la Vaideni. Suntem pe punctul de a face câteva modificări. Avem parcul de aventuri, avem salina, avem muzeul, oamenii care vor să aducă totul aici să expună. Avem sculptori noi care își pun tot sufletul. E cel de la Petroșani Miner, care face tema salinei. Este, a spus, lucrarea vieții lui. Dumneavoastră, ca și proprietarul pensiunii și, eu știu, ca și inițiator până la urmă al acestei manifestări, urmăriți așa de la an la an ceea ce se întâmplă și presupun că, iată, cel de-al treilea an învinge anii trecuți. Da, este foarte clară evoluția. Băieții abia așteaptă, vorbesc tot anul de întâlnirea asta. Suntem o mână de oameni din toată țara. Practic asta e cea mai mare realizare a noastră, că am reușit să unim toată țara într-un festival de genul ăsta. De pe urma lor rămân lucruri foarte frumoase, se văd în timp, iar așa cum am spus, le-am promis, nu o să vând niciodată nimic, pentru că ăsta e locul lor. Spuneți-mi, vă rog, participanții, care zone sunt anul acesta prezente? Oh, e Maramureșul, e Mureșul, Argeș, Ilfov, Oțelul Roșu, Caransebeș, Vâlcea, chiar avem un reprezentant de aici, Vrancea, sculptorul care s-a mutat la Cerna, dacă știți istoria. I-a plăcut foarte mult zona și n-a rezistat tentații să se mute cu totul. Practic din toată țara. La început, marea majoritate a autorităților nu vă dădeau multe șanse și vorbim acum de prima ediție a acestei manifestări. Au fost așa, puțin sceptici în ceea ce dumneavoastră vă propuneați să se întâmple aici la Cerna. Iată că anul acesta lucrurile au luat amploare și deja s-au și implicat în organizare. Da, am făcut o ieșire la, să zic așa, ieșire la Târgul de Turism din București, împreună cu Consiliul Județean Vâlcea, unde am făcut și o tombolă cu publicul. A fost ceva măreț pentru turismul local, pentru ceea ce înseamnă Vâlcea și, într-adevăr, s-a văzut și după priza publicului care au venit la noi, nu mai erau pe nicăieri în toate standurile, erau doar la Vâlcea. Este de impact, într-adevăr, oamenii sunt minunați. S-au împărțit 10 sculpturi atunci, făcute în 30 de minute. Și da, Consiliul Județean i-a plăcut. S-a și implicat foarte mult, aș putea spune, da. Spuneți-mi, vă rog, dacă pentru anii următori aveți așa în minte, deja creionat, eu știu, iarăși teme, iarăși participări? Da, sunt creionate, este vorba tot de infrastructura turistică, pentru că e foarte puternic legată de aceasta și avem în temă o realizare într-un proiect în care se îmbină toți sculptorii. Este vorba de un dac foarte mare și un lup pus pe drumul național ca simbol al locului care îl creează ei aici. Mulțumesc tare!
de vorbă cu noi și să vă opriți din treabă. Trebuie neapărat. Vă rugăm un minut, frumos. Haideți să se vadă și... Da, păi atunci de față unde se vede mai bine puțin. Peste unde îți vine mai bine? Cristina, vină. Abia am început. Așa e, Nina. Puneți-vă întrebări, răspund că așa n-a... Spuneți-mi, vă rog, în primul rând, din ce zonă a țării veniți? Sunt din Cara Severin, Oțelul Roșu. Pentru prima dată aici la Cerna? A treia oară la festival, dar cred că sunt vreo 20 de ture de când vin aici. Da. Ce impresii aveți legate de anul acesta și de faptul că este a treia ediție și cumva acest eveniment a crescut așa încet, încet? Da, oricum îmi place, că dacă n-ar fi cum trebuie, n-aș fi venit. Și n-aș fi venit de atâtea ori, nu neapărat la festival, venim și extra festival, că e frumos. Eu știu, impropriu pusă întrebarea până la urmă, dar de ce sculptor cu drujba? Ce vă determină să faceți lucrul acesta? De unde dragostea aceasta pentru sculptură și cu drujba? Este mai mult o joacă și cum salvăm imaginea drujbelor, că așa sunt rău văzute, că distrug. Da, e altceva, e plăcut. Da. Cine am stat de vorbă? Mihai Asinovski. Mulțumesc și eu, o zi bună. Am spuneți, vă rog, din ce zonă veniți? Sunt Balan Fănică, sculptorul Balan Fănică din Neamț, Țibucan Neamț, de fapt. E prima mea invitație aici la festivalul de la Cerna și sunt mândru de acest festival, cel puțin din poveștile băieților, colegilor sculptori. Am ca temă, o să și vă și prezint, Țărâncuța. Am făcut o schiță. O schiță autentică, special pentru tema asta pe care am primit-o. Sunt în prima etapă, în prima fază de degroșare cu drujba și pe urmă tot intru în detalii. Pas cu pas, în fiecare zi, tot o să fie mai... Da, da. Spuneți-mi, vă rog, pentru că mi-a spus că este prima dată când veniți aici la Cerna, v-ați format așa o impresie despre... Ce se întâmplă? Da, e o zonă faină. În primul rând m-a impresionat zona, așa ca relief, natură, frumos, păduri. Chiar se aseamănă cu zona Neamțului de unde vin eu. Mă simt ca acasă aici. Și patronul de aici, organizatorul, a creat un spațiu deosebit. Da, e fain. E deosebit aici ce se întâmplă cu tot... ca ansamblu. Cu drag. Bună ziua. Bună ziua, vă deranjăm un pic și vă oprim și din treabă în același timp. Da. Hai mai lungă. Lângă pietre sau lângă lemn? Lângă lemn. Spuneți-mi, vă rog, cum vă numiți și din ce zonă veniți? Schneider Alfred din Vulcan Hunedoara. Și am înțeles că dumneavoastră aveți cumva o piesă de rezistență, practic, în toată această poveste. Tema pe care dumneavoastră o aveți este o temă foarte dificilă pe care trebuie să o executați. Ce ne puteți spune? Nu este dificilă, este vorba de un miner care o să iasă din, ca și când are ieșit din piatră și are și legătură cu rădăcina copacului, pentru că tot din pământ este. Numai că partea aceea a fost prea plină de bolovan și nu... N-ați mai păstrat-o? Nu. V-ați fi dorit să o păstrați pentru că în momentul în care noi am venit deja aveați cumva toată rădăcina copacului. Da, dar n-am putut să o îndrept, să o pun pe, să fie pe drept. Și partea de ăsta are legătură și cu mine, că eu sunt miner. Deci cumva este, așa cum vă spuneam, sunteți piesa de rezistență din concursul de aici și... Faceți ceea ce vă și reprezintă. Da, da. Poate ajute Dumnezeu și o să ies la pensie peste vreo 5 luni și atunci o să pot să fac ce vreau. Și să înțeleg că asta vă doriți să faceți? Sculptură cu drujba? Este cumva... La mine se combină toate artele. Lucrez în lemn, în fier și în piatră. Deci chiar în... aproape în orice. Sunteți pentru prima dată aici la Cerna, în județul Vâlcea? Am fost și la prima ediție și la a doua. Deci sunteți vechi. Nu sunt chiar vechi, pentru că n-am avut posibilitatea să ajung chiar la timp. A fost
în funcție de cum eram la muncă sau am fugit și eu cum am putut, în weekend sau așa am venit. No, așa e. Dar anul acesta v-ați propus să veniți și să rămâneți pe toată perioada. Da, da, mi-am luat concediu de la muncă și am venit pe toată perioada. Aveți așa schițat deja cam cum o să arate lucrarea la final? Știți, în mare? La mine totul e în minte. Nu puneți pe hârtie în general nimic? Nimic pe hârtie, eu nu știu să desenez, de fapt. Eu din minte fac totul și asta și... văd în bucata de lemn ce trebuie să iasă dinainte. Se întâmplă ca pe parcursul lucrării să, eu știu, să se schimbe cumva planul inițial, da, și să faceți altceva? Da, da, se schimbă, poate să se schimbe, să ajungă chiar mult mai bine decât... Dar veți respecta tema aceea cu minerul. Da. Aceasta este esența. Restul nu se știe ce va ieși. Nu, băi, minerul ăla o să aibă și o lampă, un ăsta, depinde. Dacă stau, poate o să fac și un cărucior cu ceva pietre prin el și un târnacop și... În funcție de timp și de ăsta. Acum nu l-am mult cu curățatul. Eu deja astăzi am făcut două lucrări în piatră, de fapt. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult și vă urez spor la treabă. Da, mulțumesc. Trebuie să mă duc să mă schimb. Hai să vezi aici piesă. Îmi spuneți, vă rog, cum vă numiți și din ce zona a țării veniți? Nicolae Baicu mă numesc, vin din Argeș. Care este tema pe care dumneavoastră trebuie să o realizați aici la Festivalul de Sculptură? Tema e exact pe sufletul și inima mea. Eu iubesc foarte mult copiii, am de făcut o masă cu iepurași și cu morcovi. Asta e tema și o să o scoatem extraordinar, o să fie foarte frumos. Sunteți de la prima ediție? Ați venit de la primele ediții aici sau... Da, sunt din prima ediție, suntem toți aici care am venit în prima ediție, prieteni, colegii, mai sunt și sculptori noi, doi sau trei băieți care au venit, facem echipă bună împreună. Cum vedeți evenimentul ca și, eu știu, o evoluție? Există o evoluție comparativ cu prima ediție, de exemplu? Da, din ce în ce suntem mai buni, de la an la an, suntem mai buni, experimentăm lucruri noi, ne luăm scule... Noi tot timpul suntem în creștere, să zic așa. Aveți deja proiectul, să spun, pus pe hârtie sau lucrați așa la fața locului? Avem un proiect, da, stabilit, dar asta depinde doar de imaginația noastră și înfrumusețăm cum ne vine nouă mai bine și pe parcursul lucrării. Da. Îți spune și lemnul ce să faci, forma lui, îl îmbunătățim cât mai bine, să fie cât mai frumos și artistic. Vă mulțumesc și vă urez spor la treabă. Multă sănătate la toată lumea. Domnule primar, cea de-a treia ediție importantă care se desfășoară aici pe teritoriul comunei pe care, de iată, dumneavoastră o păstoriți, este vorba despre Festivalul Național de Sculptură cu Drujba și acest eveniment a crescut așa an de an, iar acum, în momentul în care vorbim, cea de-a treia ediție, aș vrea să știu cum îl simțiți, cum îl percepeți, că știu că la început... Nu dădeați foarte multe șanse unui astfel de obiectiv. Da, speram. Și iată că speranța de atunci devine certitudine de la fiecare an. Anul acesta ne-a fost acordat și un sprijin financiar pentru realizarea acestui deosebit festival unde participă carver din 10 județe. Iată că amploarea este destul de mare și, cum spuneam, anul acesta am primit și sprijin și din partea Consiliului Județean și al noului președinte Constantin Rădulescu pentru derularea în cele mai bune condiții ale festivalului. Este foarte, foarte ok din punctul nostru de vedere, deoarece tot ceea ce se realizează și s-a realizat și în edițiile trecute poate fi admirat pe tot parcursul anului, în fiecare zi aici în zona pensiunii Cerna de la Vaideni. Și așteptăm cu drag pe toți cei care sunt doritori de frumos. Domnule primar, este un eveniment care într-adevăr vă face așa cumva și cinste, dar vă și obligă în același timp, pentru că apasă pe umerii dumneavoastră ca și administrație publică locală și o parte din organizare și faptul că tot ceea ce se face și rămâne aici și automat trebuie cumva integrat în arealul acestei comune.
Da, de la an la an încercăm să facem lucrurile tot mai bine și mai corect. După cum ați văzut față de anii precedenți, acum putem să venim și pe un covor asfaltic în condițiile cele mai bune până aici la pensiune. Deschidem porțile turismului și să sperăm că el va fi pe la înălțimea zonei deosebite în care ne aflăm situații. Este într-adevăr o responsabilitate din partea noastră, dar după cum am demonstrat și în anii precedenți, comunitatea noastră minunată știe să facă față acestor provocări și să sperăm că tot lucrurile vor decurge așa cum știm noi. Da, astfel de provocări să tot fie. Vă mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc tare mult. Mulțumim. Stați deoparte și de alta ei, nu vă băgați în spatele ei. A, dar ia poziția aia de divă, nu sta așa. Pe câțiva dintre ei n-am putut să-i anunț, așa că o să folosească tricourile oficiale ale festivalului. Pur și simplu am uitat. Îmi cer eu scuze pentru asta. Da, mai veniți și în partea asta aici. Mulțumim Consiliului Județean că... Domnule președinte, doamnă director general, domnule primar, dragi carvări, vistinși. Astăzi, chiar vorbeam mai devreme, acum 3 ani de zile, toată lumea privea cu mult sau cu mai mult sau mai puțin suspiciune dezvoltare, care realizează în fiecare an ceva frumos care să dăinuiască pe viitor. Avantajul este că oricine dorește să... în desfășurarea acestui deosebit eveniment și să sperăm că de la an la an vom continua împreună minunate pe care am demonstrat deja că putem să le facem. Vă mulțumesc cazdei noastre, domnului Adrian Bondoc, soții și viitorilor. Da. Bună ziua. Bună ziua și bine ați venit în județul Vâlcea. Domnule primar, domnule Adrian Bondoc, dragi prieteni, domnilor primari prezenți aici. În urmă cu un an am primit această provocare de a participa și de a sprijini o manifestare inedită. Și vreau să vă mulțumesc inclusiv pentru faptul că anul trecut la Romexpo ne-ați ajutat și ați fost una dintre atracțiile principale ale acelui târg de promovare a turismului din județele României și județul Vâlcea, cu ajutorul dumneavoastră, a arătat încă o dată țării că este cel mai frumos județ din România. O spun cu mare dragoste pentru toate județele țării și pentru țara noastră. N-aș vrea să spun și să am un discurs lung. Constantin Rădulescu, cel care vă vorbește astăzi în calitate de președinte al Consiliului Județean, este pe cât de emoționat, pe atât de mândru. Și sunt mândru nu de mine. Sunt mândru de primarul și prietenul meu drag, Daniel Băluță. Sunt mândru de primarii din această zonă frumoasă a județului nostru, de primarii din județul
din zona Horezu, de toți primarii din județul Vâlcea de altfel. Sunt mândru de colegele și de colegii mei care, iată, ne-au însoțit aici și ne ajută să facem fapte bune pentru ceea ce înseamnă promovarea turistică a județului Vâlcea. Și sunt mândru de Adrian Bondoc, drept pentru care am și o frumoasă piesă, o sculptură, de fapt am două. Am acea bâtă, botă, cum îi spun ciobanii, sculptată cu pasărea măiastră, pe care o țin chiar în birou. Și mai am o veioză frumoasă pe care am primit-o tot aici. Sunt mândru de faptul că, iată, așa cum foarte frumos spunea Daniel Băluță, avem o mică Românie aici. Și vă mulțumesc din tot sufletul pentru faptul că ați venit. Văd costume populare din Ardeal și sunt legat de Ardeal pentru că o parte din familia mea, tata, Dumnezeu să-l ierte, a fost din 7 frați, o parte din familia mea trăiește și în Ardeal, și în Alexandria, în Tellerman și așa mai departe. Din 7 frați, vă dați seama, inclusiv aici la Slătioara. Dragii mei, bine ați venit la noi, bucurați-vă și ajutați-ne și pe noi să ne bucurăm de frumosul pe care îl veți crea. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă îmbrățișez cu toată prietenia, cu respectul și cu toată dragostea. Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea. Mulțumesc!